La sfârșitul lunii martie, stadionul municipal din Curtea de Argeș a fost dat în administrare Salubrității Publice Urbane, societatea Consiliului Local, care se va ocupa de păstrarea în bune condiții a bazei sportive, unde în prezent se antrenează copiii de la Clubul Sportiv FC Club Curtea de Argeș. Pentru a veni în întâmpinarea școlarilor care doresc să se înscrie într-o echipă de fotbal, directorul Gabriel Nastea anunță că se fac înscrieri pentru echipele de juniori. Părinții care vor să-și aducă copiii la stadion pot să vină în fiecare zi între orele 9 și 16. Este permanent cineva acolo și pot să înscrie copiii la o grupă de juniori corespunzătoare vârstei. Copiii de la Clubul Sportiv FC Curtea de Argeș sunt copii din municipiul Curtea de Argeș și din împrejurimi. Sunt antrenați de profesorii Bănică Cornel, Țicu Mariu și Petrescu Andrei. Sunt grupe de copii născuți între anii 1997 și 2004. Prin această decizie se dorește ca de baza multifuncțională de la stadionul municipal să beneficieze cât mai mulți copii, iar Clubul Sportiv FC Curtea de Argeș să aibă cât mai mulți susținători.